pentru a profita la maximum de calitățile alcoolului, oamenii trebuie să se limiteze la un singur pahar, pentru că o cantitate mai mare de astfel de băuturi poate determina înroșirea obrajilor și o relaxare mai mare a mușchilor faciale, astfel încât aspectul chipului devine unul nenatural. La studiul cercetătorilor britanici au participat 40 de studenți care au consumat diferite cantități de alcool sau nu au băut deloc, apoi fiind fotografiați. Un alt grup de studenți le-a evaluat nivelul de atractivitate al chipului pe baza acestor fotografii. Potrivit studiului, persoanele care consumaseră un singur pahar cu alcool au fost considerate mai atractive decât cele care nu consumaseră deloc băuturi de acest tip. În același timp, persoanele care consumaseră minimum 2 pahare cu alcool au fost considerate mai puțin atractive decât cele care s-au obținut de la a consuma băuturi de acest tip. Cercetătorii cred că acest lucru are de-a face cu dilatarea pupilelor, care poate determina companionul să se simtă atras de persoana respectivă. De asemenea, aceștia au spus că nu doresc să promoveze prin acest studiu consumul de alcool în rândul populației.